Povestim astăzi despre Cartea Neagră. Cartea Neagră, o carte scrisă de Giovanni Papini. Pe Giovanni Papini cred că îl știți dintr-o carte foarte citită, o carte care a avut un succes teribil de mare, Viața lui Isus. Cine spune Giovanni Papini, cine nu merge neapărat la biserică, cine citește doar cărți despre acest fenomen, cine nu prea știe în ce ape se scaldă povestea cu credința, cu Isus, cu tot ce se întâmplă în jurul lui, trebuie să citească Viața lui Isus. Giovanni Papini o scrie în așa fel încât ea a devenit bază de lectură în foarte multe ecranizări și, repet, una din cele mai citite cărți despre viața lui Isus și una din, cu siguranță, una din cărțile cele mai citite a lui Giovanni Papini. Giovanni Papini mai scrie o mulțime de cărți. Trebuie să vă spun că a trăit între 1881 și 1956. Vă spun aceste date pentru ca să-l fixați într-o anumită epocă. Și este italian, polemist, publicist, prozator. Luptă mereu cu prejudecățile, cu stereotipiile. Este acuzat uneori de fascism, de o filozofie care îi aparține sau nu, dar astea sunt alte povești. Eu vă propun doar să citiți Un om sfârșit, apărut în 1912, Viața lui Isus, de care vă spuneam, în 1921, rămâne valabilă și pentru acum se poate citi, Sfântul Augustin în 1930, Pâine și vin în 1933, Gog în 1940, Cartea Neagră, cea de față, în 1951 și 1953, Diavolul. Cel mai mare succes, în afară de Viața lui Isus, l-a realizat cu Gog și cu Cartea Neagră, adică aceasta, care este o continuare a romanului Gog. Cine este Gog? Gog este un personaj care s-a îmbogățit pe parcurs și se plictisește. Nu mai știe ce să facă cu averea sa, cu situația sa înfloritoare și atunci se gândește, trebuie să mai spun că este din fire un om plictisit, un om sătul de tot ce îl înconjoară, un om conformist, dar și un om care este interesat de ceea ce se întâmplă în lume, nu numai în jurul lui. Și atunci acest Gog se gândește, repet, povestea începe în romanul Gog, dar în Cartea Neagră ea continuă, se gândește, bogat fiind, plictisit fiind, ușor filozof fiind, să parcurgă întregul mapamont și să caute personalitățile epocii. Și în acest fel, o să vă spun câțiva dintre ei, îi întâlnește pe viu sau nu, sau citind despre ei, pe García Lorca, Miguel de Unamuno, Salvador Dalí, Marconi, Picasso, Kafka, Tolstoi, Leon Tolstoi, Goethe și mulți alții. Și are tot felul de titluri despre sfârșitul lumii, despre filozofia lumii, despre inovații, o mulțime de aspecte. Dacă vreți, este așa un mozaic care te încântă pe anumite fațete, care te face să nu fii de acord cu el în altele, dar în general merită citit. Pentru că uneori adevărul iasă din partea celor nemulțumiți de ceea ce văd, de ceea ce aud și, pe lângă discuțiile pe care le are cu personalitățile vremii, e o carte de interviuri, dacă vreți să o luați așa, așadar, pe lângă discuțiile pe care le are cu aceștia și pe lângă faptul că aceștia îi răspund și își expun punctele de vedere, are el la rândul lui acest Gog, pe care îl chema de fapt Gogins, dar lui îi se pare mult mai interesant Gog,
are și el observațiile sale. Observații uneori părtinitoare, uneori tulburătoare, tulburat fiind el însuși, uneori pline de dreptate, de adevăr, uneori nu. Pentru că, spune el, la un moment dat trebuie să avem, să fim noi înșine și să avem părerile noastre, indiferent dacă în fața noastră este o personalitate mare sau nu, putem să emitem anumite judecăți pe placul sau pe dezavoarea celorlalți. Așadar, Cartea Neagră se numește continuarea romanului Gog. Acest Giovanni Papini ne oferă o carte care poate să-i bucure pe toți, pe cei care vor filozofie, istorie, artă, natură, comportament, felul în care poți să scrii o carte sau rămâi uimit de câte tematici poate aborda în această cărticică apărută la editura Fronde, de câte idei poate uza acest foarte bun povestitor și el. Așadar, v-am spus cine este Gog, care spune: am continuat să parcurg lumea în lung și în lat, fără plan și fără scop. Așa este și cartea, este un alambic de întâmplări. Tot ce am văzut și am auzit în cursul capricioaselor mele pelerinaje, mi-am notat. Interesantă mi s-a părut relatarea, absurdă, bineînțeles, adică așa cred eu, despre fabrica de romane, chiar așa se numește un capitol, în care spune că, aflat la Chicago, descoperă o societate pe acțiuni, o societate întreagă care fabrică romane în serie. Și fiți atenți, într-una din clădiri, deci este alcătuită din societatea, din mai multe clădiri, repartizate așa. Într-una din clădiri lucrează specialiștii în peisaje câmpenești și decoruri urbane. În alta își desfășoară activitatea cei ce pregătesc descrierile de interioare, de la tavernele destinate negrilor până la casele miliardarilor. Într-o a treia sunt adunați creatorii de tipuri feminine, din toate clasele și de toate genurile. Fiți atenți ce genuri sunt. Aventuriere din clasa de mijloc, fecioare bogate și îndrăgostite, neveste ce-și înșală soții, țărănci din vest, mulatre, criminale și prostituate fatale. În clădirea vecină se fabrică protagoniștii de sens opus. Gangster, cowboys, oameni politici, dansatori profesioniști, cuceritori de salon, proxeneți și multe altele. Iar în centru, am mai sărit peste pentru că sunt foarte multe, în centrul grădinii se află clădirea direcției centrale, unde un grup de corectori bine plătiți asamblează din fragmentele furnizate de diversele secții romanele bine ajustate după modelele preferate ale marelui public. Directorul general, un bătrân romancier, altădată foarte popular în Statele Unite, mi-a spus că din rațiuni economice, în acest moment producția este orientată către două tipuri de romane. Romanul venerian, cu doze bine calculate de pornografie, și romanul criminal, cu cele două subcategorii ale sale, cele în care triumfă criminalii și cele în care înving polițiștii. Romanul sentimental și romanul psihologic sunt în mare scădere pe piață, la fel ca romanul istoric și cel social. Ei, ce ziceți de o asemenea fabrică pentru romane? Romanele de serie. Ne mai prezintă, tot atât de halucinant, un muzeu al rebuturilor. În prima sală erau expuse în vitrine elegante ochelari de toate formele și toate culorile, vechi ochelari cu rame din fier sau din corn, mulți aveau lentilele tulburi, opacizate și sparte. Alături erau expuși ochi de sticlă, albaștri sau căprui, cu privire imobilă și sinistră. Într-o altă sală,
Era un craniu, un rinichi artificial, o canulă pentru trahee și așa mai departe. Urmau perucile pentru bărbați și pentru femei, negre ca perile de ghete sau blonde ca mătasea porumbului sau albe de un alb murdar și îngălbenit, asemănătoare cozilor tăiate ale cailor bătrâni în ruină. Halucinant acest muzeu, nu v-am putut citi chiar tot. Dacă citiți cartea, o să vedeți că o să vă placă sau o să rămâneți uimit. Vă spuneam de o vizită la Salvador Dalí, non-conformist și acela, și acesta spune, sunt pornit, spune Salvador Dalí, sunt pornit să transform, exprimând în alte forme și alte noi simboluri, întreaga realitate umană și divină. Sunt pe cale de a răsturna lumea cunoscută, știți picturile lui Dalí, revelându-i cealaltă parte, reversul, căci adevărul este ca luna care nu ne arată decât una din fețele sale. Numai geniul meu, zice Salvador Dalí, este capabil să impună o a doua viziune a universului, mai autentică. Dumnezeu a lăsat creația pe jumătate terminată și lui Salvador Dalí îi revine sarcina de a o termina. Pentru asta sunt obligat să-l refac pe Dumnezeu, zice el, vreau să spun ideea eronată și josnică pe care oamenii și-au făcut-o despre Dumnezeu. Dalí nu este artist ca cei de până acum, ci un creator care trebuie să deschidă calea celei de-a doua ere din istoria umanității. Și ne păstrăm în aceeași zonă a artei. Picasso, iată ce mărturisește Picasso, de vreme ce arta nu mai este hrana celor mai buni, artistul poate da frâu liber după voie tuturor încercărilor de noi formule, tuturor fanteziilor, tuturor practicilor de șarlatanism intelectual. Poporul nu caută în artă nici înălțare, nici exaltare, iar publicul rafinat, cei bogați, cei fără ocupație, căutătorii de subtilități, aceștia caută noul, originalul, extravagantul, scandalosul. În ceea ce mă privește, zice Picasso, chiar de la început eu mi-am satisfăcut pe acești domni și pe critici cu toate bizareriile care mi-au trecut prin minte. Cu cât m-au înțeles mai puțin, cu atât mai mult m-au admirat. Grație acestor jocuri amuzante, acestor dansuri pe sârmă, acestor ghicitori, acestor cuvinte încrucișate, acestor arabescuri, am devenit celebru. Ei, până să fac aceste mărturisiri, trebuie să vă spun că Picasso era cu prietena lui, iubita lui, mult mai tânără și cu o sticlă de vin la taifas. Și o mărturisire a lui Paul Valéry, care, surprins și el într-o anumită după-amiază, profanii, spune el, apropo de cei care citesc, nu pot vorbi decât ca profani, deci ca oameni care nu știu nimic în privința lucrurilor pe care vor să le vorbească. Adevărata poezie, de la greci până la noi, este totodată și gândire, iar pe de altă parte filozoful nu devine filozof decât când dispune de o leacă de imaginație care este urzeala secretă a poeziei. Atât poeții cât și gânditorii scriu ceea ce le dictează zeii, care sunt, bine știți, avari și geloși și nu dictează poetului decât primul vers, iar filozofului doar primul paragraf. Restul este creație. Și o poveste interesantă, vorbim acum despre Kafka, este o poveste, Întoarcerea, de Franz Kafka. Întoarcerea este rezumatul unei povestiri pe care Kafka nu a vrut sau nu a avut răgazul să o dezvolte. Și anume, un agent de asigurări trebuie să facă o lungă călătorie de afaceri și este nevoit să o lase singură pe tânăra sa soție în casa lor de vacanță, situată cam la 100 de kilometri de Praga.
Îi vine greu să o părăsească, fiindcă sunt căsătoriți de curând și este încă foarte îndrăgostit. Dar datoria și interesele îl obligă să plece. Ei bine, acest domn pleacă în călătorie, nu o să vă citesc toată povestea, pentru că trebuie să o citiți, să aveți bucuria acea lecturii. Pleacă în călătorie, toate îi merg bine, reușește să facă ceea ce trebuia, ceea ce își propusese, face un drum lung și înapoi, cu gândul că e foarte bine acasă, o va întâlni pe minunata sa soție și stupefacție. În momentul în care ajunge acasă, totul este la locul lui, tot ceea ce înconjoară clădirea, locul, interiorul, exteriorul și toate celelalte sunt neschimbate, servitorii sunt neschimbați, totul este impecabil, doar că în momentul în care dorește să-și vadă soția, apare într-adevăr o domnișoară frumoasă, deșteaptă și îmbrăcată la fel ca soția lui, dar care nu este soția lui. De aici încolo o întreagă poveste, o întreagă dramă. Vă rog să o citiți. Așadar, am vorbit despre Cartea Neagră a lui Giovanni Papini. Giovanni Papini este scritorul pe care trebuie să-l citești, măcar o dată în viață. Vă sugerez să începeți cu ceea ce vreți dumneavoastră, dar nu săriți peste Viața lui Isus și peste Gog și, de data asta, Cartea Neagră. Giovanni Papini merită să fie citit, o să vă placă cu siguranță, lectură plăcută.